De cele mai multe ori, când încercăm să mâncăm echilibrat și sănătos, gustările ne dau cumva doi pași în spate. Tocmai de aceea astăzi vreau să pregătesc o gustare dulce, sănătoasă și foarte rapidă. Vom face un brownie. Pentru această rețetă avem nevoie de 400 de grame de brânză, 6 linguri de fulgi de ovăz, 2 linguri de pudră de cacao, un ou și un praf de copt. Avem nevoie și de un blender în care toate aceste ingrediente vor intra și vor fi mixate foarte bine. Vom pune și o lingură de miere. Punem compoziția într-o tavă de copt și băgăm la cuptor la 180 de grade, aproximativ 30 de minute. Am scos prăjitura din cuptor, acum încerc să o tai, iar deasupra voi pune iaurt și afine, însă dumneavoastră puteți folosi fructele preferate. Iată o gustare sănătoasă, rapidă și, cel mai important, proteică.